Vă salut și bine v-am găsit la un nou episod al canalului de YouTube ANZ Garage. Astăzi avem aici la atelier un Audi A5 cu motor de 1.8 TFSI de 125 de kW și avem ceva probleme la dânsul. Clientul spune că este aprins martorul de motor, check engine light-ul și consumă foarte mult, trepidează, nu funcționează corect și vreau să încercăm să reparăm împreună, să vedem ce găsim, ce probleme avem, ce găsim la mașină și cum putem rezolva. Vizionare plăcută, să începem cu primul și primul lucru, bineînțeles, punem o diagnoză pe mașină, să o duc să-i pun contactul și facem o diagnoză să vedem ce probleme are. Am pus contactul la mașină. Astăzi o să lucrăm cu Bosch-ul, pentru că mie mi se pare că este mult mai prietenos cu grupul VAG. Și dacă nu o să vrea cu Bosch-ul, atunci o să o luăm pe Texas și vedem. Ne-am pus contactul la mașină. Punem programul să încerce să identifice singur mașina și vedem dacă stabilește comunicarea cu dânsa. Da, se pare că o găsit. Avem aici un 8 TFSI KJEB cod motor. Am reușit, am comunicat cu calculatorul mașinii. Acum să vedem ce erori găsim. Și luăm numărul de erori. Prima eroare pe care o pot observa și scrie aici, senzor presiune carburant rateu în funcționare. A doua avem rateu ardere recunoscut, rateu ardere cilindru 1-3-4, sonda lambda, sistemul prea sărac și sistemul prea bogat, sistemul combustibil banc 1 amestec sărac la relantiu, reglare debit combustibil, reglare debit combustibil. Bun. Avem ceva erori. Eu nu o să le șterg, niciodată nu le șterg. Mă duc să pornesc mașina și să verificăm împreună câțiva parametri. Mă duc să pornesc mașina. Mașina pornește relativ ușor și acum mergem la valorile reale. Primul lucru, sistemul de alimentare cu carburant, pentru că acolo avem ceva probleme. Vreau să verificăm împreună presiunea josă de benzină și presiunea înaltă de benzină. La presiunea josă de benzină, specificațiile producătorului sunt între 2 și 7 bari. Avem nevoie ca pompa din rezervor să ne furnizeze între 2 și 7 bari și pompa de înaltă presiune între 50 de bari și 200. Acum să verificăm dacă noi avem parametrii respectivi. Selectăm. Da. Se pare că suntem în grafic cu valorile de presiune de benzină. Avem aproape 5 bari pentru pompa din rezervor și pompa de înaltă presiune avem 50 și ceva. Mașina încă este rece, motorul. Nu a intrat în modul stratificat. Dacă o să mă duc să accelerez de 2-3 ori mașina, pompa de înaltă presiune o să treacă pe regim de stratificat. De acolo și numele TFSI. Mergem să vedem dacă cuplează și dacă merge.
Da, după cum puteți observa, după câteva accelerări, motorul a trecut, calculatorul, de fapt, a trecut în regimul de mod stratificat al sistemului de injecție. Suntem în grafic cu valorile ce le avem acolo. Prima eroare, să zicem că cât de cât nu ne putem lega de dânsa, urmează rateurile pe cilindri. Ne întoarcem înapoi cu diagnoza și avem sistemul de aprindere. Și aici avem rateuri cilindri. Cilindru 1, 2, 3 și 4. După cum puteți observați, și aici treaba se pare că stă foarte bine, dar mașina totuși sesizează multiple erori de aprindere pe cilindru 1, 3 și 4 am avut. Lăsăm un pic să meargă mașina. O să mă duc să deschid ușa un pic la atelier pentru că să produc ceva gaze de eșapament. Da, se pare că nici rateuri de aprindere nu avem. Mergem și ne legăm de partea cu sonda Lambda și cu amestecul, venind la sonda Lambda. Și o să vedem la partea de relantiu tare adaptare Lambda. Încă nu au pornit sondele. Adaptare amestec. Să vedem și aici. Da, aici avem o mică problemă, mică, mare problemă. Adaptarea asta de amestec este de la raportul stoichiometric la un motor de combustie internă care este 13,6:1 părți aer pe părți benzină și de acolo calculatorul încearcă să regleze amestecul încât să fie cel mai optim. Noi avem aici un amestec foarte, foarte mare, deci el compensează foarte mult prin sondele Lambda, el citește, sondele Lambda practic sunt ca un analizor de gaze, de eșapament și în funcție de ce valori citesc sondele Lambda pe traseul de evacuare, el adaptează amestecul aer-benzină. Aici avem un amestec care este cu plus foarte mare și din cauza asta mașina merge cu un amestec sărac. Am avut și eroare de amestec sărac. Și este primul lucru de care o să începem să ne legăm, să vedem despre ce e vorba. Bun, să deschidem capota. Și să facem o inspecție vizuală a tuturor furtunelor care ar putea să prindem aer fals, adică gen pe la galerie, pe la furtune sparte. Vedem, ne uităm acum, facem o inspecție amănunțită. Da, se pare că nu avem nicio problemă. Acum ce aș vrea să verificăm împreună este că s-ar putea să fie din cauza semeringului de la palier. O să vedem împreună imediat.
am dat scutul jos de la mașină și cum putem verifica semeringul de la palier dacă motorul într-adevăr trage aer fals pe acolo. Desfacem capacul ăsta de aici, gura asta de vizită, și punem diagnoza, pornim mașina. O să ne uităm tot acolo la adaptarea amestecului. Dacă într-adevăr problema este de la semeringul de la palier, când noi spreiem acolo spray de curățat frâne, automat ar trebui să ne scadă valoarea de la 30 și ceva la sută să ajungă undeva aproape de 0, 0 și un pic. O să vedem dacă este cazul de așa ceva. Dacă este cazul, există o singură rezolvare, dată cutia de viteză jos și înlocuit semeringul de la palier. Și pe urmă vedem dacă am rezolvat problema. Dar o să pornesc imediat mașina și o să vedem dacă își modifică parametrii în momentul în care spreiem acolo spray. Pentru că automat o să se îmbunătățească calitatea aerului, deci dacă punem spray o să primească supliment de carburant și atunci el o să compenseze invers. Dacă este cazul, dacă nu și tot așa, trebuie să vedem altundeva, să căutăm problema. No, bun, am pornit motorul. Avem amestec undeva la 27%. O să-i dăm o tură de spray și o să vedem dacă s-ar putea să se și oprească motorul. Da, se pare că nu avem probleme acolo. Avem tot 26-27%, deci n-avem probleme cu semeringul respectiv. Să vedem sistemul de aprindere dacă înregistra ceva de rateuri. Da. Deci avem pe sistemul de aprindere, dacă o puteți observați, avem așa la cilindru 1 11 rateuri, cilindru 3 8 și cilindru 4 50, 51. Pentru chestia asta o să-i facem în primul și în primul rând un test de compresie la motor, pentru că sunt foarte cunoscute mașinile astea cu probleme la motoare. O să-i facem un test de compresie și vedem unde stăm mai departe. Acum o să dăm bujiile jos și facem un test de compresie. Am scos bujiile afară și o să ne apucăm să facem test de compresie. Trebuie să taci, am vrea. Cilindru 1 avem 11 bari. 3. Cilindru 2 tot așa 11 bari. 3. Cilindru 3
tot 11 bani. Și cilindru 4, tot 11 bari. Acum vreau să vă arăt și dumneavoastră bujiile. Și dacă focalizează camera. Au avut zile mai bune. O să mă uit și pe specificațiile producătorului să văd între cât și cât trebuie să fie compresia, dar eu consider că compresia avem suficientă. Bujiile astea au avut zile mai bune. Cred că o să comand un set de bujii noi. Și vedem. Și acum să verificăm, să vedem datele tehnice. Ce zice ce specificații zice producătorul. Da. Compresie de la 0,7 până la 14 bar, deci suntem în grafic. Să verificăm și bujiile. Distanța de la electrod ar trebui să fie 0,8. 0,8, să luăm o leră. Distanța este 1. E 1. Bună. Și este bună. Și distanțele de la electrod sunt bune, de la bujii, dar arată destul de rău bujiile. Un pic să vă și arăt. Destul de rău arată. Sunt foarte afumate, așa ca dieselul. Bujiile pe iridium nu se curăță și nici nu se ard, că se strică electrodul din vârful lor. Deci cred că o să comand un set de bujii. Și o să vedem mai departe ce găsim la Audi. Bun, am ajuns la o concluzie. Vreau să mai fac încă o verificare. O să facem o verificare al întinderii lanțului de distribuție. Cum se face verificarea respectivă? Dacă intrăm aici în program și ne uităm pe schiță, avem aici, trebuie să facem, să efectuăm o măsurătoare. Nu știu dacă puteți să observați, cu șublerul între semnul de pe variatoarele de laxele cu came, între dânsele avem o anumită dimensiune și o anumită distanță care trebuie să fie și așa putem verifica întinderea lanțului de distribuție și dacă este în grafic. O distribuție care nu este chiar foarte, foarte ușor de înlocuit, dar dacă trebuie, nu avem ce face, o să înlocuim. Să-i dăm drumul la treabă, să facem verificarea respectivă. Aici, mai în jos, avem specificațiile care o să vi le și arăt. Da, aici sunt specificațiile. Deci trebuie să tragem motorul la semn, la punct, și trebuie să vedem între axul came de pe evacuare și linia aia acolo unde o avem, ne-o indică
schița și graficul, trebuie să avem între 74 și 77 de milimetri. Așa. Și între axele cu came, între semnele axelor cu came, trebuie să avem 124 și 127 de milimetri. O să întorc camera și o să ne apucăm de treabă să desfacem, să facem verificarea. O să vreau să facem împreună verificarea asta. Să vă arăt cum puteți să verificați lanțul de distribuție. Și dacă este întins, avem nevoie să dăm jos capacul ăsta de aici de sus. Doar capacul de sus. O să învârtim motorul până ajunge la semn și o să facem împreună verificarea. Deci după ce am desfăcut capacul de distribuție și avem acces la lanț, am instalat ceasul comparator să vedem când este cilindru 1 la punctul cel mai superior. Atunci motorul nostru este la semn. O să facem măsurătorile, să vedem despre ce este vorba. Am ajuns la punctul mort superior. Acum să facem măsurătorile. Normal, între axele cu camera trebuie să fie între 124 și 127 de milimetri. Facem măsurătoarea cât mai exactă. Posibil. Avem 125. Și între mijlocul de la suportul de la patină și axul camerei de evacuare trebuie să fie undeva la 70 și ceva. Da, și noi avem o măsurătoare de 65. De 65 este distanța între axul camerei de evacuare și semnul de aici. Deci, rezultă că distribuția noastră
nu este chiar la semn. Mașina totuși are 200.000 de kilometri. O să discut cu proprietarul și o să vedem dacă este de acord să înlocuim kitul de distribuție. Pentru că eu zic că 90% de acolo e problema, dar discut cu proprietarul și revin cu hotărârea luată. Am căzut de comun acord cu proprietarul și am primit acceptul să înlocuim distribuția. Am terminat cu distribuția mașinii. Nu am filmat procesul și nici nu o să îl pun pe ăsta, pentru că pe canal avem un Porsche Macan care este exact aceeași chestie de distribuție, exact aceeași pași de urmat. O să vă las jos în descriere link-ul cu distribuția dacă vă interesează. Acum să vedem dacă am rezolvat problema și măsurătorile care le-am văzut acolo au fost cauza din care mașina asta a mers atât de rău și a avut 11 eroi. Am înlocuit și bujiile, am pus niște bujii iridium pentru că arătau foarte rău și nu am cum să le curăț. Bujiile de pe iridium nu se curăță cu peria de sârmă, nu se fac absolut nimic la ele, pur și simplu trebuie înlocuite. Dacă aveți bujii care arată rău și sunt pe iridium, nu vă apucați să le încălziți cu lampa, cu peria de sârmă și cu alte chestii, pentru că o să distrugeți electrodul ăla de iridium. Să vedem ce am rezolvat. Bun, deci mașina a pornit. N-am avut probleme cu pornirea, într-adevăr. Acum, în urma locuirii kitului de lanț de distribuție, aveți nevoie să îi spuneți mașinii faptul că s-au înlocuit lanțurile, pentru că ea face niște adaptări la vanusuri, automat, din calculator. O să facem chestia asta și pe urmă o să-i facem o diagnoză, să vedem... am avut rateuri pe cilindru 1... 3 și 4, dacă nu mă cer. Vedem dacă mai apar rateurile. Dacă apar rateurile, înseamnă că n-am rezolvat problema. Dacă nu mai apar rateurile, am mai resuscitat încă unul și treabă bună. Am adus și diagnoza. Facem legătura cu calculatorul mașinii. Să vă arăt și dumneavoastră aici. Erorile încă nu le-am șters. Aici vreau să vă arăt cel puțin diagnoza de Bosch. Scrie așa. Resetare, valori, adaptare, lanț, distribuție. Obligat. După ce se înlocuiește lanțul de distribuție, adaptări lanțele de distribuție la fiecare montare, respectiv demontare. Pentru ca mașina să știe că a fost neșin treabă, s-a înlocuit lanțul de distribuție, da, adaptarea a reușit. Deci, de fiecare dată când faceți o distribuție la 1.8 TSI, avem și la Porsche-le Macan de pe canal,
obligat, forțat, trebuie să faceți adaptarea asta, pentru că altfel mașina nu o să știe chestia că s-au înlocuit lanțul de distribuție. O să mă duc să o pornesc din nou și să vedem dacă mai apar rateurile. Sistemul de aprindere. Avem aici rateurile pe cilindri, care deocamdată sunt 0. Lăsăm mașina puțin să meargă și vedem. Vreau să mă întorc înapoi să vedem adaptarea lambda, dacă s-a modificat. Puteți să observați aici și modificarea. Deci am avut înainte undeva la 22% și acum avem între 10%. După cum putem observa, avem aici ceva rateuri la cilindru 4, 13 sunt la număr. Testul de compresie l-am efectuat. Ce o să fac? O să opresc motorul și o să înlocuiesc bobina de la cilindru 4, bobina de aprindere bujia mea, știu că e nouă. O să înlocuiesc bobina de la cilindru 4 și o să o pun la cilindru 3. Să vedem dacă se modifică rateurile de aprindere. Avem nevoie și de o bobină de inducție. Schimbăm bobinele între ele și revenim. Bun, am rezolvat cu partea cu rateurile, nu mai apărut doar pe cilindru 4, dar aia nu, am avut 4-5 rateuri. În schimb, mi-a apărut din nou eroarea cu amestecul prea sărac. Acum vreau să vă arăt cauza, dacă și dumneavoastră să aveți vreodată eroarea asta pe 0171 sau pe 2171. Vreau să vă arăt din ce cauză face chestia asta. După ce s-a focalizat camera, o să mă duc și o să desfac bușonul de la umplerea uleiului. Normal, dacă este problema de la valva de aerisire a carterului motorului, motorul meu ar trebui să se tureze, pentru că el primește supliment de aer. Haideți să vedem dacă este cazul. Automat, cum am ridicat capacul, motorul meu deja a început să se tureze și începe să meargă neregulat. O să mă duc să-i pun capacul înapoi. Și turația a revenit la normal. Pentru treaba asta o să fim nevoiți să înlocuim și valva asta. O să o comandăm o valvă nouă de aerisire de bloc motor și o să înlocuim. Pe urmă o să facem din nou diagnoza, să vedem dacă ne mai apare și ultima eroare din cele 11. Vizionare plăcută! După cum puteți observa, am înlocuit și supapa PCV a mașinii. Am pornit motorul, am pus diagnoza și avem o funcționare impecabilă a motorului. Nu mai avem abateri la sondele lambda. Mașina funcționează corect. Să vedem și pe sistemul de aprindere.
Pe sistemul de aprindere avem 0 erori. Să vedem și memorie de erori. 0. Dacă v-au găsit folositor sfaturile mele, nu uitați să ne dați un like și o abonare la canal. Am reușit, de-am mai resuscitat încă una. Motorul este în stare perfectă de funcționare acum. Nu avem becuri în bord aprinse. Temperatura la apă este pe 90, deci motorul este cald. Vreau să vă mulțumesc încă o dată din suflet abonaților și neabonaților. Până data viitoare, vă salut!